frumoase cuvinte, dar în același timp vreau să vă mulțumesc și pentru șansa de a fi făcut toată cartea prin intermediul dumneavoastră a editurii Libris, pentru că este dificil să scoți o carte de debut, indiferent cât de bine sau de interesant este scrisă. Și din acest motiv vreau să vă mulțumesc. Pe de altă parte, țin să mulțumesc și celui care semnează coperta cărții, este vorba de Vali Tibăr, un prieten foarte bun al nostru, care ne-a sprijinit și cu filmulețul de prezentare ce se regăsește pe pagina de Facebook a cărții. În altă ordine de idei, o să-mi aduc aminte de o vorbă a unui mare specialist în comunicare care zice: oamenii nu cumpără ceea ce facem, ci cumpără motivul pentru care facem ceea ce facem. Și pornind de la această idee, o să vă spun că am scris cu Dan împreună această carte tocmai ca un tribut adus prieteniei cinereale. Cartea poate fi interpretată în două chei mari. În primul rând, poate fi văzută ca și o carte de aventură, un roman de aventură. Doi prieteni care pornesc să recupereze un colet dintr-o localitate izolată, într-o lume post-apocaliptică. Și tot ceea ce se întâmplă cu ei pe acest parcurs, sau poate fi citită în cheile legate de